În anul 2017 am întreprins acțiuni de informare, îndrumare și sprijin, dar mai ales am simplificat cadrul procedural. Prin finalizarea celui de-al treilea proiect, capacitatea de producție a fabricii s-a dublat, ajungând la 30 de tone pe zi, aproximativ 700 de tone pe lună. Numărul angajaților a crescut de la 140 la 350. Gradul de absorpție a fondurilor europene gestionate prin AFIR a crescut la 35%. Am ajuns să facem venit de peste 1000 de euro la grâu, porumb, la cereale și un profit de 5-600 de euro pe hectare. 9800 de tineri au fost susținuți pentru a-și înființa ferme și s-au creat noi locuri de muncă pentru 2737 de angajați. În urma investițiilor, am crescut productivitatea cu cel puțin 10% și putem scoate răsadurile cu 2-3 săptămâni mai devreme. Sfătuiesc pe orice agricultor să înceapă un proiect cu fonduri europene pentru că merită. 647 de kilometri de drumuri agricole au fost înființate sau modernizate și au fost finanțate investiții majore la rețelele de apă și canalizare din mediul rural.